După ce a luptat ani buni în ring, a decis să se dedice procesului de pregătire a viitorilor campioni. Vorbim despre o școală de lupte libere din capitală, la baza căreia stă nimeni altul decât fostul luptător de arte marțiale, Sergiu Barbarossa. Chiar dacă activează nu de foarte mult timp, această școală are deja cu ce se lăuda. Cât de dure sunt antrenamentele și care este costul abonamentelor pentru micii luptători, aflăm din reportajul ce urmează. Cel mai greu le-a fost să facă primii pași, dar apoi au înțeles un lucru foarte important de la antrenorul lor. Adevărații campioni niciodată nu cedează. Această școală și-a deschis ușile în anul curent, iar din acel moment pentru Sergiu, inamicul numărul 1 a fost pandemia, care l-a pus de multe ori la încercare. Noi ne-am deschis pe 1 martie și pe 13 ne-am închis, nu din cauza carantinei, și deja ne-am redeschis ca și toți. Sergiu spune că principiul de bază în școala lui este educarea micilor campioni. Totuși, accentul principal este pe copii. Selectăm băieți care vor să participe, vor să continue să-și lege viața cu sportul profesionist. Deci noi avem grupuri și pentru băieții care deja se ocupă mai serios, participă la campionate internaționale, la MMA, mondiale, europene. Grupa cea mai mică începe cu băieții de 5 ani, însă în această școală este loc nu doar pentru viitorii campioni, ci și pentru viitoarele campioane, care se antrenează într-un regim special. Indiferent de vârstă sau gen, prețul abonamentului este egal pentru fiecare. 500 de lei pe lună. Deci asta este un preț practic standard în tot orașul. Eu vorbesc de Chișinău, da. În comparație cu alte săli, noi în aceste 500 de lei se include 6 ori pe săptămână. 3 ori sunt obligatorii și deja 3, dacă vrei suplimentar, nu trebuie achitat nimic, el poate să vii, să frecventeze. Băieții din Academie spun că nu ar schimba pentru nimic antrenamentele de aici. Da, foarte bine, mă simt bine, cu comodități pentru tot, poți mâncesc. Avem tot. Da, sunt toate comunitățile, mă simt foarte bine la antrenorul meu, eu urmele lui. Cum și spus, vreau să ajung undeva pe patru, cum a ajuns și eu. Sergiu Barbarossa este un fost luptător MMA profesionist în vârsta de 34 de ani. Acesta s-a retras din activitate în urmă cu 3 ani, iar din acel moment s-a dedicat în totalitate procesului de pregătire a copiilor.